Acord absolut în Alba, unde a fost confiscată cea mai mare cantitate de lemn furat în ultimii 20 de ani. Ar fi nevoie de 50 de camioane de mare tonaj pentru ca lemnul tăiat ilegal în acest an să fie transportat. Anca Mitrescu ne aduce mai multe informații. Anca. Lemnul peste 1800 de metri cubi a fost tăiat ilegal în acest an din pădurile din județ. Valoarea sa se ridică la peste 300.000 de lei. A fost descoperit atât în curtea unor depozite, dar și în tiruri cu care își transportau marfa firmele de exploatare a lemnului. Polițiștii din Alba au dat în acest an 260 de amenzi contravenționale pentru infracțiuni silvice. Valoarea acestora se ridică la aproape 540.000 de lei. Numai puțin de 122 de persoane implicate în tăierile ilegale de copaci sunt cercetate penal. Anca, mulțumesc.